Pericei, o comună cu peste 4.000 de suflete. O comună care se schimbă la față în fiecare zi. O comună unde ceapa este regina culturilor. O comună pe care un primar de 5 stele intenționează să o aducă la standardele de urban. În urmă cu 2 săptămâni, cu ocazia sărbătoririi CEPEI, a fost dat în folosință un sistem de panouri solare de care beneficiază școala gimnazială, grădinița și sala de sport. Este o noutate pentru ruralul Sărajului. Ne aflăm pe Alea Tineretului din parcul din Pericei, alături de domnul primar Bonsidai Ceaba. Domnia sa conduce destinele comunității de 19 ani. Unul dintre dezideratele sale este de a suprima pe cât posibil diferența dintre urban și rural. Sunt multe investiții care au dus la ca acest deziderat să prindă conturul realității. Una dintre ele este și baza nautică din centrul comunei, care este amplasată pe râul Crazna. Iată câteva detalii oferite de primedilul de Pericei. Da, într-adevăr, pe lângă parcul și din Pericei, pe lângă Aleea Tineretului, cum ați apreciat anterior, încercăm să legăm utilul cu plăcutul. Suntem puși în situația să protejăm podul peste râul Crasna din centrul comunei, datorită faptului că se adâncește talvegul râului Crasna. În timp de 20 de ani s-a adâncit cu un metru și câțiva centimetri, datorită barajului de la Vârșolț, prin care nu mai aduce aluviuni râul Crasna, ci o spală și îl duce de la noi aceste aluviuni. Suntem puși în situația să construim un prag de fund pentru a evita adâncirea talvegului și dorim să legăm de acest prag de fund și o bază sportivă nautică pentru agrement pentru copii, unde să putem practica sporturile nautice, caiac, canoe. Deci legăm utilul cu plăcutul. Investiția baza sportivă este construită prin fonduri obținute prin ordonanța de guvern numărul 7, dar și cu fonduri din bugetul local. Deci, în cadrul acestei investiții finanțate de fondul de mediu, cu panouri solare, încălzim apa necesară pentru sală de sport și pentru școală. Deci, la aceste două instituții se asigură și, pe lângă apa curentă, apa rece și apa caldă. În sala de sport, după orele de sport sau seara când se închiriază, după masă când se închiriază sala de sport pentru activități sportive pentru adulți, se poate face o baie, un duș, avem asigurată apa cu cheltuieli minime datorită soarelui. Vremuri când în timpul soros se poate încălzi apă, care nu ne costă absolut nimic. Investiția la început este destul de ridicat, dar în timp foarte scurt, în 3 ani de zile, se amortizează această investiție. În cadrul acestui proiect încălzim 5 metri cub de apă caldă pentru sală de sport și 5 metri cub de apă caldă pentru școală. În grupurile sociale la școală avem apă caldă, apă rece asigurată pentru copii. Deci de la panourile solare care le-ați văzut pe acoperișul clădirii, prin partea sudică al clădirii, apa caldă încălzită printr-un circuit închis alimentează aceste boilere de 5.000 de litri. Chiar astăzi se poate observa că la boilere sau la panourile solare temperatura apei este la 63 de grade și în boilere rezultă o temperatură de 53 de grade, deci avem 5 metri cub de apă caldă la o temperatură de 53 de grade Celsius. Cu această apă alimentăm grupul social al grădiniței.
Aici copiii au apă caldă, pot să facă un duș înainte sau după culcare și avem apă caldă permanentă. Prin aceasta creăm o condiție optimă de învățat la nivel european. Deci ne aflăm la viitoare bază sportivă al Comunei Pericei. Folosim termenul de bază sportivă pentru că nu numai teren de fotbal se construiește, ci dorim să construim și să diversificăm baza sportivă în sensul de a practica în timpul verii fotbal și atletism, dar în timpul iernii și sporturile de iarnă. Aici dorim să îmbinăm pe versantul nordic care se află în spatele nostru, unde e un punct unde se topește cel mai târziu zăpada. Acolo să amenajăm o pistă pentru săniuț și o pistă pentru schi și în vestiare să permitem încălzirea copiilor și schimbarea hainelor, deci anexele stadionului, anexele bazei sportive vor fi folosite pentru a permite un loc călduros unde copiii să servească o masă sau să schimbe hainele, și în partea nordică al bazei sportive, unde dorim să amenajăm un lac artificial, pentru că terenul este un teren destul de mlăștinos și pentru a proteja terenul, baza sportivă, trebuie să extragem apa freatică. Dorim prin acest lac să acumulăm apa freatică în timpul verii să fie un lac artificial și în timpul iernii un patinoar în aer liber, unde să putem practica și acest sport de patinaj. Acestea sunt doar câteva dintre realizările primarului Bonsidoi Ceaba. Visul său de a elimina diferențele dintre rural și urban, în sens pozitiv, cu certitudine, va prinde contururi realității.